Citim cuvântul Domnului, un cuvânt pe care consider că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în seara aceasta, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru noi toți. Cuvântul se găsește în 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 3, și vom citi primele 4 versete. 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 4, pagina în Biblie 1200. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță, după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, citind pasajul acesta și recitindu-l și astăzi și de-aseară m-am gândit, am meditat asupra lui, ca să-i dau un titlu mesajului din seara aceasta și titlul la care am ajuns este O, ce privilegiu deosebit ni se oferă. O, ce privilegiu deosebit ni se oferă. Observați, privilegiul acesta care ni se oferă este să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Uitându-ne în versetul acesta 3, cuvântul Domnului ne spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. E un privilegiu deosebit să fim copii ai lui Dumnezeu? Este. Noi ne place să privim împreună la faptul acesta că Dumnezeu este Tatăl nostru. Astăzi a fost Father's Day, ia? Și mulți v-ați bucurat. Însă important este pentru noi că avem un Tată și Tatăl nostru este Dumnezeul nostru. Noi ne rugăm Lui și suntem copiii Lui. Și pentru noi lucrul acesta este un privilegiu extraordinar. Aici, în cuvântul Scripturii, ni se arată în multe locuri că Dumnezeu vrea să fim noi copiii Lui. E drept că prin creațiune noi suntem copiii Lui Dumnezeu, am spune, nu? Că El ne-a creat. Și fratele vorbea în limba engleză de Dumnezeu Creatorul. Și El este Creatorul tuturor lucrurilor. El a creat pe om. Chiar dacă, vedeți dumneavoastră, comuniștii au încercat să ne învețe cu ideologia lor că ne tragem din maimuți. Bine spunea un scriitor francez, laureat al premiului Nobel, care mai târziu chiar a cerut unui pastor venit de aici, din America, să-l boteze. Omul ăsta, care multă vreme era ateu, dar s-a întors spre Dumnezeu, căutând ca acel gol din ființa lui să fie umplut de Dumnezeu. Acest om, într-o împrejurare, spunea: noi nu ne tragem din maimuță, cum spun mulți, dar cu durere, spunea acest om, ci ne îndreptăm cu pași repede spre ea. Și uitați-vă dumneavoastră, toți oamenii care îl exclud pe Dumnezeu din viața lor au tot felul de apucături, tot felul de lucruri prin care se îndepărtează de Dumnezeu, căutând să facă tot ce vor cu viața lor. Însă, când privim aici în acest cuvânt al lui Dumnezeu și ne dăm seama că Tatăl nostru ne vrea să fim copiii Lui, pentru aceasta El în mod deosebit L-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Și prin El noi avem posibilitatea să devenim copiii lui Dumnezeu prin adopțiune. Exact cum spune Apostolul Pavel când scrie frumoasa și importantă epistolă către galateni și acestor oameni, la un moment dat în capitolul 4 el spune: dar la împlinirea vremii, versetul 4, când a venit împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Și fiți atenți ce spune aici, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată, slăvit să fie Domnul. Ei, ce mare privilegiu ni se oferă nouă oamenilor să fim copiii Lui. Nu toți, vedeți, caută să beneficieze de acest privilegiu deosebit. Unii dintre noi am avut harul să-L primim pe Dumnezeu și să avem bucuria asta în inimile noastre, că suntem copiii Lui. Dacă este încă cineva aici care încă n-a beneficiat de dreptul acesta, de privilegiul acesta, El o invit în seara asta să-L accepte pe Cel prin care poate să devină copil al lui Dumnezeu, adică pe Domnul Iisus Hristos, despre care renumitul predicator din secolul IV, Ion Gură de Aur, spunea următoarele cuvinte despre Iisus: fiind adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut Fiu al omului ca să ne facă pe noi fii copii ai lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Aș vrea în această seară, cu privire la acest mesaj, să vedem câteva lucruri cu privire la faptul că privilegiul acesta deosebit, mai întâi de toate, deci în primul rând, se datorează dragostei deosebite a lui Dumnezeu. Când privim în versetul 1 pe care l-am citit, aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Nu avem privilegiul acesta datorită faptului că facem parte dintr-o națiune deosebită, că facem parte dintr-un, mă rog, neam deosebit, că suntem cineva în lumea asta, nu? Cum pretind unii că au sânge albastru, că fac parte dintr-o viță nobiliară, că au o descendență regească sau eu știu cine, ce alte argumente aduce. Noi avem acest privilegiu datorită iubirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este prezentat ca un Dumnezeu al iubirii, Dumnezeu al dragostei. Însă și cartea asta pe care noi o citim este cartea prin care Dumnezeu își manifestă iubirea Lui față de noi. Când deschidem paginile ei, putem citi despre această iubire deosebită a lui Dumnezeu. Și uitați-vă în ce constă iubirea asta deosebită. Oamenii mai au așa și manifestă într-un fel sau altul iubire, dragoste, însă dragostea lui Dumnezeu e deosebită, cum spune prorocul Isaia în capitolul 54, în versetul 10: pot să se mute munții și pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Ei, dragostea asta lui Dumnezeu e deosebită datorită faptului că ea nu se schimbă. Vedeți dumneavoastră, există iubire în familie, între soț și soție, dar la un moment dat ceva intervine. Și am auzit personal când un tânăr, după 5 ani de căsătorie, eram atunci la comunitatea de Maramureș, îmi spunea: mi-a zis soția că nu m-a iubit niciodată, că nu mă iubește. Oamenii schimbă iubirea, părinții schimbă iubirea față de copii. Copiii schimbă iubirea față de părinți. Însă observați dumneavoastră, iubirea lui Dumnezeu e deosebită prin faptul că ea nu se schimbă. Și pentru asta îl mărim pe Dumnezeu. Apoi, observați prorocul Ieremia în capitolul 31, în versetul 3 spune: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire, cum? Veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ei, vedeți dumneavoastră, trec ani, trec secole, milenii, însă iubirea lui Dumnezeu este tot așa, pentru toți oamenii, nu se schimbă, și e o iubire veșnică, și în iubirea lui Dumnezeu
cheamă oamenii din toate părțile, dacă vreți, din toate continentele, pentru că iubirea Lui este o iubire veșnică, binecuvântat să fie Domnul. Când privești aici în cuvântul lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama, vorba acestui mare filozof german, Immanuel Kant, care spunea într-o împrejurare despre Biblie, Biblia este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea divină. Ea ne arată cât de mare e vina noastră, cât de adâncă e căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comora mea cea mai de preț, spunea acest om, fără de care aș fi nenorocit. Ei, privind pe paginile acestei cărți, putem vedea această iubire a lui Dumnezeu care culminează, dacă vreți, și dacă am vorbit despre ea pe lângă faptul că e neschimbătoare, că e veșnică, iubirea asta e o iubire jertfitoare. Spune Ioan în această epistolă pe care noi o citim aici, în 1 Ioan, capitolul 5, în versetele 9 și 10, o să citesc următoarele cuvinte, unde în capitolul 4, versetul 9 și 10, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Aici putem vedea dragostea lui Dumnezeu care se jertfește. Dumnezeu Fiul coboară în lumea noastră ca să moară pentru noi, ca apoi noi să avem dreptul să devenim copii ai lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de versurile lui Costache Ioanid, care își intitulează o poezie Tată. În poezia asta, el spune următoarele lucruri. De n-ai avut un fiu vreodată, legat în lanțul cel mai greu, de nu ți-a fost o clipă dată, să simți că sângele-ți îngheață, nu poți pricepe ce sunt eu. De n-ai avut în beznea funde un fiu zdrobit ca fiul meu, tu, omule, nu poți pătrunde, tu nu înțelegi ce foc ascunde cuvântul acesta Dumnezeu, dar dacă odras la mea cea dragă s-a dat sub ochii mei pe altar, aș vrea ca lumea întreagă în fața crucii să înțeleagă că eu sunt dragoste și har. Acesta e Dumnezeu. Ei, scumpii mei, privilegiul acesta deosebit se datorează iubirii lui Dumnezeu, care culminează cu trimiterea lui Iisus în lumea noastră. Câte nu se pot spune despre iubirea lui Dumnezeu? Niciodată nu n-am putea să terminăm vorbind despre iubirea Lui. Poate spune și eu ca poetul din cântarea aceasta pe care o cântă bisericile. E cântată și de multe coruri. Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o descriu. Mai sus ca orice stea răsare și în adâncim o poți găsi. Trec și mă duc la strofa asta care spune așa de frumos. Cu apa mării de-ai scrie iubirea lui pe cer întins și orice om de-ar vrea să fie un scrip iar slave necuprins și tot n-ar fi destul atâta căci mările ar seca, dar în veci de veci se întinde dragostea. E dragostea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Ai fost atins de dragostea Lui? Mulțumește-i! Laudă-L și onorează-L pentru privilegiul acesta deosebit. 2. Acest privilegiu deosebit, vreau să vă spun, constă în faptul că Dumnezeu ne acordă un drept deosebit. Ca să te numești copil al lui Dumnezeu e un drept. Și uitați-vă în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11, voi citi 12 și 13. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ei, observați, privilegiul acesta de a fi copii ai lui Dumnezeu
Nu? E ceva foarte important, nu? E un fapt ce se datorează acestui drept deosebit acordat de Dumnezeu. Câte drepturi nu sunt în lumea asta, nu? În Constituțiile multor țări sunt stipulate anumite drepturi, nu? Dacă vă uitați în Constituția Statelor Unite ale Americii, nu sunt multe drepturi stipulate acolo, nu? E și un drept la fericire, dar nu se garantează, nu, că o vei găsi. Dar e dreptul la educație, e dreptul la muncă, nu? Ei, unii uzează de acest drept, alții nu uzează, nu? Unul merge și uzează de dreptul de a merge la școală, de a se educa, altul muncește ca să poată să facă ceva, altul stă și își vede de treaba lui. Ei, vedeți dumneavoastră, privilegiul ăsta de a fi copil al lui Dumnezeu se datorează faptului că Dumnezeu ne acordă dreptul acesta. Și acest drept îl am eu, acest drept îl aveți dumneavoastră, voi tineri care sunteți aici, aveți dreptul ăsta, dar țineți cont că a fi copil al lui Dumnezeu nu se moștenește pe cale genetică. Evreii din vremea Domnului Iisus au avut pretenția spunând că ei sunt fiii lui Avraam, că ei se trag din Avraam. Dar Domnul Iisus le-a spus atât de clar, dacă ați fi fiul lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. V-ați comporta ca și Avraam. Și Iisus merge mai departe și le spune aceste lucruri într-un mod atât de clar, care trebuie să fie înțelese și de noi. Să fii copil al lui Dumnezeu, asta ține să uzezi de dreptul acela pe care îl oferă Dumnezeu, adică de a-L primi pe Iisus în inimă, adică de a-L accepta ca Domn, ca stăpân al vieții tale, adică să-L primești, să fie El stăpânul tău. Domnul Iisus bate la atâtea uși, nu? Și citim în Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dar uitați-vă la câte uși nu bate Iisus și totuși ele nu se deschid. Câți tineri care cresc cu pâine sfințită, care știu cuvântul lui Dumnezeu, care cântă, nu? Dar nu totdeauna îl primesc pe Iisus și de multe ori se duc pe căile astea, plăcute ochilor. Se duc și rătăcesc pe căile pieirii. Și vai, câți nu mai apucă să se întoarcă la Dumnezeu. De aceea, dacă auziți azi glasul că bate Iisus la ușa inimii voastre, deschideți-o. Pentru că s-ar putea, cum spune un poet într-o cântare, a bătut la ușa ta cineva, deschide, dar nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. O, Doamne, te rog în seara aceasta, dacă mai sunt uși încuiate, mai bate la ușa inimii lor. Mai bate tu și fă să se deschidă astăzi ușa aici și în viața tinerilor, în viața celor care încă nu te-au primit, ca să poată să uzeze de acest drept de a fi copiii tăi. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul pentru harul care ni l-a dat, ca într-o zi să-L primim pe El, să credem în El, să devenim copiii Lui. N-o să uit, era o emisiune televizată în România, cu ani în urmă, când deja a fost libertate după Revoluție, cum spunem noi, și au fost invitate câteva personalități. Eu nu mai știu cine era, mă rog, realizatorul acelei emisiuni, însă au fost invitați pastorul Dugulescu, era invitat Ioan Alexandru, poetul acela renumit, amândoi erau parlamentari în vremea respectivă, în Parlamentul României, și era un preot numit Părintele Galeriu, o personalitate marcantă din București, și la un moment dat, realizatorul acestei emisiuni le cere să vorbească despre credința lor. Când a venit rândul părintelui Galeriu, el a început cu aceste cuvinte. De 2000 de ani suntem creștini și în momentul acela Ioan Alexandru, poetul acesta care, mă rog, i-am avut harul să-l cunosc, să particip la
orele predate de dumnealui în aula universității din București, aula Odobescu, un poet deosebit, un om care în vremea comunismului a avut curajul acela de a scrie versurile acestea frumoase. Și se ridică așa peste părintele Galeriu și auzi ce spune acest om. Părinte, putem să fim de 20.000 de ani creștini, fără Iisus, fără pocăință și viață sfântă, tot pierdut suntem. Singurul care poate să ne asigure de primirea acestui drept este Iisus Hristos, Domnul, care bate la porțile inimilor oamenilor. Totul e ca ei să le deschidă și El să fie stăpânul și Domnul lor. Doamne, ajută-ne la aceasta! Al treilea lucru. Uitați-vă aici când privim la acest privilegiu deosebit care ni se oferă, eu văd un alt lucru frumos, așa de frumos cânta corul bărbătesc ultima cântare. Vine o zi, vine o zi. Și cântarea asta ne vorbea despre ziua măreață, despre ziua întâlnirii cu Iisus. Uitați-vă versetul 2 pe care îl voi reciti, spune: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ei, aș putea să spun un al treilea lucru despre acest privilegiu deosebit care ni se oferă, este că acest privilegiu deosebit arată că ne este asigurat un viitor deosebit. Că ne este asigurat un viitor deosebit. Uitați-vă câte probleme sunt la ora actuală. Uitați-vă cu câte se confruntă omenirea. E o frică care domină viața oamenilor. Trăim sub imperiul ăsta al fricii. Oamenii nu știu ce aduce ziua de mâine. Uitați-vă ce tulburări sunt pe plan politic, pe plan social, pe plan economic. În Statele Unite ale Americii am putut să observ tulburările astea care au loc. Urmează alegerile, vin și în România. Alegerile din Europa au tras un semnal de alarmă. Franța, la ora actuală, are mari turbulențe pe planul ăsta, nu? Europa se teme ce va fi, oamenii se tem, nu? Vorbesc de o extremă dreaptă, vorbesc de populiști, vorbesc de fel și fel de lucruri. Oamenii caută să găsească undeva un viitor, nu? Și spun, mă duc să asigur un viitor, pe cât noi am auzit spunând, mă duc pentru că vreau să asigur un viitor copiilor mei. Însă vreau să vă spun, cu cât am încercat noi să stabilim un viitor, viitorul nu noi, îl putem asigura, ci este acela care cândva acelor deportați, acelor, dacă vreți, exilați evrei, care se găseau undeva în Babilon, în urma faptului că Babilonul a distrus Ierusalimul și a dus în captivitate pe acei iudei. Stăteau acolo și nu știau ce se va întâmpla cu ei. Însă glasul lui Dumnezeu răsună prin prorocul Ieremia, care zice în capitolul 29, versetul 11, căci iată că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cine poate stabili viitorul? Unul singur, acesta este Dumnezeu. Asta l-a făcut pe frații noștri moldovianul și pe Dorz. Unul să cânte, să compună, altul să scrie versurile acestea. Eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că El e în mâna Ta. Fă să nu uit vreodată aceasta și liniștit să-ți pot urma. Avem nădejdea aceasta că vom fi cu El, cu Iisus în slav? Vine o zi. Câți oameni se întreabă ce va fi cu ei, ce se va întâmpla cu ei? Însă observați dumneavoastră, în momentul când cineva
acceptă acest privilegiu de a fi copil al lui Dumnezeu. Prin credință în Iisus, el stabilește o relație cu el. Acest drept îi conferă, nu? Posibilitatea asta de a fi acolo cu Iisus. Și nu numai posibilitatea, e o făgăduință pe care Dumnezeu o dă. Promisiune deosebită. Și asta pe noi ne face să avem inimile pline de bucurie. Că pe tron stă Dumnezeu și că El are un viitor asigurat pentru copiii Lui. Tu te încrezi în asta? Ai nădejde de aceasta? E atât de important să știm, nu? Că într-o bună zi vom fi cu Iisus. Dacă n-ar fi asta, nu știu ce ne-am face. Însă harul pe care Dumnezeu ne-l acordă, datorită faptului că devenim copiii Lui, datorită acestui privilegiu, e că într-o zi vom fi acolo în slava Lui. Mi-au aminte, cu ani în urmă, eram într-un sat maramureșenesc, nu departe de Sighet. Urma să avem un botez și stăteam de vorbă cu candidații. Trebuia să vorbim cu ei, trebuia să vedem cum sunt lucrurile. Și era dintr-o comună, cum vă spuneam, la vreo 10-12 km de Sighet, să zic așa. Ne-am dus acolo, ea făcea parte dintr-o familie de cei care spun că aici vor fi toate pe pământ. Și știți dumneavoastră cine sunt. Era foarte necăjit tata în special, că de ce vine ea la noi să se boteze. Și încerca să-mi spună, practic ar fi a patra generație deja. Și uite că ea se duce la voi. Ba să duce și ginerele. Și vin la noi. Și mă rog, am purtat niște discuții, le-am spus că este alegerea lor, dacă vor să se răzgândească, nicio problemă, zic, și treaba lor, decizia le aparține. Mă rog, după multe discuții pe care le-am avut, ei au păstrat decizia că se botează, tata văzând că nu mai poate să facă nimic, nici cu fica, nici cu ginerele, mă rog, a intrat discuția spre final și la un moment dat el se uită așa spre mine și îmi spune, domnul pastor, îmi permiteți o întrebare? La care spun eu, desigur, puteți să mă întrebați. Și întrebarea lui e, da, zice, unde vor fi oamenii cu Iisus, împărăția, aici pe pământ sau va fi în cer? La care eu mă uit așa și îl șochez printr-un răspuns, zic, nu mă interesează asta așa tare. Dar el zice, cum, nu vă interesează? Păi zic, până atunci, uite ce mă interesează pe mine. Ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 26. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Și spun eu, vrei mai mult decât atât să fii cu Iisus? Dar el se uită deja la mine. Și da, aveți dreptate. Dar zic, vrei să te cinstească cineva mai mult decât Dumnezeu? La care eu zic, da, aveți dreptate. Ei, vezi, accentul cade pe slujire, ce fac eu aici pe pământ, cât trăiesc. Iar unde vor fi toate astea? Asta e treaba lui Dumnezeu. El ne spune că vom fi acolo, pentru că oricum el nici nu vrea să accepte cu cerul și cu astea. Și apoi stă el cât stă, dar zice, totuși mai vreau să vă pun o întrebare. Care, zic eu? Ce ziceți de capitolul 65 din Isaia? Ce să zic? Oamenii vor să divii, le vor mânca, case, le vor zidi, vor sta în ele, el s-a luminat așa la față. Dar eu atunci când l-am văzut așa mai bucuros, îl întreb, dar ce zici dumneata, vor muri oamenii acolo? La care el se uită așa spre mine și zice, păi da, scrie că la 100 de ani ca blestemați. Nu, zic, știi care e diferența între mine și dumneata? Dumneata aștepți locul acesta, dar eu aștept locul despre care în Apocalipsa 21 cu 3 și 4 spune și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Noi eu locul ăsta l-aștept. Dumneavoastră l-așteptați ăsta? Doamne ajută-ne! Privilegiul acesta pe care noi îl avem ne asigură de un viitor deosebit.
vom fi cu Iisus și așteptăm acea zi și Doamne ajută-ne să fim cu Tine. Amin? Și în al patrulea rând, după care închei. După ce am văzut aceste trei lucruri deosebite, haideți să vedem și un al patrulea. Și anume, privilegiul acesta deosebit ne responsabilizează să trăim o viață deosebită. Auziți? Ne responsabilizează să trăim o viață deosebită. Toate astea sunt frumoase. Dar până atunci, până ne lasă Dumnezeu aici pe pământ, acest, dacă vreți, privilegiu mă responsabilizează pe mine și pe dumneavoastră. Să trăim acea viață deosebită. În ce constă ea? Observați versetul 3 și 4. Oricine are nădejdea aceasta în el se curăță. După cum el este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Adică responsabilitatea constă ca eu și dumneavoastră, în pelerinajul ăsta, în drumul ăsta, către locul acela frumos, unde moarte nu va fi, e să pot să trăiesc o viață curată, o viață în care să dau păcatul la o parte. Și asta presupune să ai o inimă curată, care este sediul de unde pleacă toate acțiunile, să ai ochii curați, la ce te uiți, ce privești, care sunt imaginile acelea care, știu eu, stai și stărui asupra lor, să ai mâinile curate, să ai viața ta curată, ca să poți ajunge într-o bună zi acolo. Ne responsabilizează să trăim o viață în care, cum spune autorul Epistolei către Evrei, capitolul 12, versetul 1, și fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să stăruim în cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Facem asta? Doamne, ajută-ne! Știți că păcatul ne înfășoară așa de lesne. Când învățam cursul de geografie biblică scris de regretatul pastor Bulgăr, fost președinte al cultului, la fauna Țării Sfinte aveam acolo și despre anumite animale, anumite reptile și era vorba de un șarpe numit Eryx. Și șarpele acela Eryx se deosebea de ceilalți șerpi prin faptul că el se încolăcea în jurul victimei. Dacă sunt șerpi care mușcă și prin venin omoară alții în ghid, șarpele ăsta se încolăcea și se strângea victima până o zugruma. Ei, observați dumneavoastră, aici autorul epistolei spune păcatul care așa ușor ne înfășoară, nu știu care sunt lucrurile sau păcatele care poate-ți domină viața. Auzi, avem niște promisiuni mărețe, deosebite să fim cu Iisus, însă în drumul spre Țara Sfântă trebuie să dăm păcatul, lucrurile la o parte, pentru că păcatul, spunea Grigore teologul, rupe comuniunea cu Dumnezeu. Sau Augustin spunea, păcatul e o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Nu știu care ți-s plăcerile, dar bagă bine de seamă, avem harul să fim copiii lui Dumnezeu. E privilegiul acesta deosebit să beneficiem din plin de el. Dacă deja suntem copiii lui Dumnezeu, haideți să dăm la o parte orice păcat, să ne curățim viața, să trăim o viață sfântă și să așteptăm întâlnirea cu Iisus Hristos. Iar dacă trăiești o viață în păcat, poate cu privire la curăția inimii, a vieții, a inimii, sunt probleme, mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să facă o cercetare vie. Și noi suntem aici în prezența lui Iisus, eu simt prezența lui. Iisus poate să ierte orice păcat, El ne curățește de orice păcat. Binecuvântat să fie numele Lui. Deci în final, o, ce privilegiu deosebit ni se oferă. În primul rând, acest privilegiu se datorează iubirii lui Dumnezeu. În al doilea rând, acest fapt constă în dreptul acordat de Dumnezeu, un drept deosebit. În al treilea rând,
ne spune și ne arată despre un viitor deosebit. E viitorul cu Iisus, cu Dumnezeu în slavă. Dar în al patrulea rând, ne responsabilizează să trăim o viață deosebită. Doamne ajută-ne! Amin!